Suntem în Brașov, la Biserica Sfântul Nicolae. Suntem cu preotul paroh Moșoiu Ionuț. Valentin Ionuț, care ne va prezenta puțin această biserică. Da, bine ați venit. Biserica Sfântul Nicolae din Șchiei Brașovului este cartierul din afara cetății Brașovului. Biserica Sfântul Nicolae, putem spune că aici se regăsesc tradițiile, obiceiurile șcheienilor și ale brașovenilor încă de la 1295, de când este atestat acest loc. Iar biserica pe care o vedeți dumneavoastră acum și care suntem binecuvântați de Dumnezeu să fim în ea și să primim binecuvântarea lui Dumnezeu, este de la 1495. Este o ctitorie a mai multor voievozi munteni și moldoveni, undeva la 32 de voievozi, care sunt ctitori acestei biserici, cei care au contribuit la înălțarea, susținerea și, bineînțeles, înfrumusețarea acestui monument voievodal. Avem ca și ctitori pe Mihai Viteazu, pe Constantin Brâncoveanu, pe Neagoie Basarab, pe Vlad Călugăru. În secolul al XVIII-lea s-a construit și două paraclise, s-au adăugat două paraclise acestei frumoase biserici, paraclisul de nord și paraclisul de sud, dar și al treilea în turnul bisericii, acolo unde se făceau slujbe pentru înmormântări, slujbe în zilele de peste săptămână, dar și slujbele de noapte, acolo în sus, în subturnul bisericii, în paraclisul din turn. Aceste paraclise se păstrează în totalitate cu pictura originală, de la 1730-35 și respectiv 1753-56. Acum sunt în toate cele trei paraclise, fac obiectul unui proiect de restaurare, primul rând de pictură murală și iconostas, dar și pe partea de arhitectură la exteriorul bisericii. Biserica este foarte importantă, am putea spune, pentru comunitatea de aici, pentru că se păstrează tezaurul credinței creștin-ortodoxe din cartierul Șcheiului, din Șcheiul Brașovului, și fiind cea mai veche biserică ortodoxă și de anvergura aceasta din Ardeal, tot aici s-au păstrat și valorile culturale, religioase și culturale ale ortodoxiei noastre, mai ales că avem în incinta acestei biserici și prima școală românească, Muzeul Primei Școli Românești, cu tezaurul pe care acesta l-a adăpostește. Biserica primește neîntrerupt de sute de ani credincioșii în care intră și se roagă în ea și, bineînțeles, binecuvântarea lui Dumnezeu, și aici sunt mărturisitori încă din veacul al XV-lea al credinței creștin-ortodoxe din Ardealul nostru străbun. Foarte frumos. Ne bucurăm că ne aflăm aici. Vă mulțumim tare mult. Da, cu mult drag.